Bună, sunt Mihai, am 11 ani și sunt din Târgu Jiu. Bună seara, domnilor și domnilor, ne aflăm în casa familiei Ștefan. L-am alături de mine pe domnul... Scuzați-mă, cum vă numiți? Ștefan Marin. Pe domnul Ștefan Marin. De mic... Își lua microfon, își făcea din fel de obiecte, până când i-am cumpărat și de jucărie și ne punea pe noi ca ne intervieva și el se făcea că e reporter. Dar despre concurentul Ștefan Mihai, ce părere aveți? Am o părere foarte bună și sper ca să califice în marea finală. Este un copil... căruia îi place să cunoască mult. Mihai spune că are întotdeauna trei profesori, pe doamna învățătoare, pe mami de română și pe tati de matematică. De fiecare dată când mă duc la bunici, mai fac curățenie, mai ajut pe bunici, tot așa, mai compun poezii. El înseamnă tot, într-un cuvânt așa, el înseamnă tot pentru noi. Un copil isteț, inteligent și cu mare dragoste de cântec. Mami, mă gândeam, vorbeam în culise și ne gândeam noi toți, sunteți o femeie puternică, o mamă puternică. Până la Mihăiță, ați avut alți, povestiți-mi dumneavoastră mai bine. Am mai avut doi băieței și care au murit până la Mihăiță. Am avut primul, după 2 ani a murit, după 2 ani de zile am avut al doilea, a murit și al doilea. O, Dumnezeule, nici acum nu știți care e cauza. Medicii n-au găsit cauza. Spuneți-mi, ați avut puterea, ați mers mai departe și a apărut mândrețea asta de fecior. Dumnezeu, câți ani are? Dumnezeu m-a încununat cu acest copil și căruia i-a dat har și talent ca să ajungem aici și să... ne bucure. Câți ani are Mihăiță? 11 ani acum. 11 anișori. Da. Credeți-mă, e fermecător. Mami, sunteți o femeie puternică și meritați aplauzele noastre. Mulțumim pentru asta. Un om puternic. Doamnelor, domnilor, primiți-l așa cum se cuvine într-o bătălie cumplită Nextar pe Mihăiță! Copiii românilor, frumoși și talentați, extraordinari! Asta e România frumoasă! Mihăiță, strâng mâna! Bravo. Și faci bărbate! Zim că nu mai ai emoții. Nu mai ai emoții, da? Nu mai am. E, credeți-mă, Maria, e unul din cei mai politicoși oameni pe care i-am întâlnit eu vreodată în viața mea. N-ați văzut niciodată atâta politețe. Nu ne domnim, așa-i? Eu spun ție, Mihai, și tu, Dan. Tu cu mami și cu tati vorbești cu dumneavoastră, așa-i? Așa este. Mi-a spus adineaori, dumnealor au mai multe emoții decât am eu. Și nu mi-am dat seama. Extraordinar. E vorba de mami și de tati. De unde vorba asta atât de dulce? De unde respectul ăsta mare? Pentru că dacă noi copiii ne-a respectat, cine se respecte? Wow! Ce dacă frumos. Noi nu ne respectăm părinții, cine s-o facă? Bravo! Câți ani ai tu? 11. Vreau să vă rog cu mare atenție și vreau să spun un lucru. Mihăiță, dumnealor sunt pregătiți. Dumnealor, adică mami și tati. Da. Cucerește-i pe toți cei hai, care Mihăiță, sunt la tine. Hai, Mihăiță, fără emoții! Cu mare drag!